Bună dimineața! Astăzi am venit să fac o partidă la spinning. O să încerc să prind șalău. Acum să vedem. Nu mă deranjează dacă intră și bibanul, da. Sper că o să fie șalău astăzi. Am aici o lansetă la Air Pro, acțiune 1,7 grame, o mulinetă Daiwa Ninja, un fir tot Daiwa 010 și năluci. În mare parte o să folosesc gume și cicade. Da, prima dată o să încep cu cicade. Am aici cicada. Am mai multe cicade, o să încep cu asta. Din ce am văzut pe lac, surprins. S-o prins mai bine, adică la cicade s-o lua mai mare. Se vede, poate intra unul mare. M-am pus într-un loc, o să lanseze. Stau o oră, dacă nu, o să mă mut mai încolo, acolo e colegul. Se vede. Ce frumos vine și are o bătaie frumos. Apa e destul de adâncă, are cam 7 metri, 8. Opa! Am mai avut. De obicei când sunt atacuri, asta nu-mi place la cicade, după ce ai atacul, se întoarce. Da, a venit primul. A venit primul și s-o da jos. A fost frumos. Nu s-o da jos, uite. O rupt. O rupt ancora de la cicada.
Am nevoie de o gură de apă după. A fost frumos. Chiar a fost. Chiar l-am simțit frumos. Nu am venit departe de bolovan. Am venit pe o cicadă mai mică. Și... și mi-a rupt ancora. Cine zice că pescuitul e relaxant? Undeva la 10 metri e un rând de bolovan aici. De obicei bibanii și șalei stau chiar în dunga de bolovan și de acolo atacă. Am mai luat-o. Da, ăsta e mai mic. Asta e mai mic. Asta e numai un strapaz micuț. Un mic. După ce am ratat unul mare, la a doua lansare a venit Baby Zander. Continuă. Încă mai tremur după ăla. Am mai luat un. Ia ce mic. Cel mai mic. Pleacă tinele și trisoare. Să fii mândri. Cada asta ne place. Și cam aici o să închei partida de astăzi. Plăcută, dar dureroasă, aș putea spune. Am reușit să prind câteva bucăți de șalău. Aici, într-adevăr, n-am avut niciunul peste kilogram. Năluca câștigătoare a fost un Strike Pro. O cicadă de la Strike Pro. Am ratat unul mare.
care mi-au rupt ancora. Aici au rupt, probabil a fost agățat numai în cuna și s-au rupt. Și mă duc acum să schimb ancorele, să pun ceva mai de calitate. În schimb, a fost o partidă frumoasă, noiembrie, vreme frumos afară, încă e cald. Dimineața e un pic răcoare. Scrieți în secțiunea de comentarii că am o scară de la 1 la 100. Cât e de dureros pentru voi să pierdeți un pește mare, nu știu cât de mare a fost. Dățea care ratăm de timpul mai mare un pic. Ăsta meu a fost mare. A fost cel mai mare. Cam asta a fost partida. Sper să mai fac câteva partide la șalău. Poate o să am și ceva capturi mai frumoase să vă arăt. O să mă duc în partea aialaltă de lac. O să încerc să dau și acolo, să fac câteva lanseuri. Dacă am atac și drill-uri, o să vedeți și de acolo un drill. Dacă nu, aici se termină video. Până data viitoare, eu vă doresc numai bine și fire întinsă.